Lamentare, să fie mai precauți și uneori chiar să renunțe la intențiile de a impune măsuri în răspăr cu interesul național. I-am forțat pe toți să fie mai atenți la nevoile familiei românești, la atacurile asupra suveranității statului român, la aspirația firească a națiunii române spre bine, frumos și adevăr, la valoarea libertății personale și comunitare și, nu în ultimul rând, la decalogul creștin. Și vom continua să insistăm pe toate acestea până când înțelegerea va rodi fapte. Ce vom face de acum încolo? Vom fi pe mai departe singurul partid de opoziție în fața unei majorități contra naturii. PSD, PNL, UDMR. Ceea ce unește falsa dreaptă cu falsa stângă este tocmai falsitatea. Și acest lucru trebuie să-l spunem clar și explicat mereu, ca românii să înțeleagă și să nu mai fie păcăliți încă o dată și încă o dată. Noi, AUR, suntem singura alternativă reală la această guvernare cu picioare de lut. Următorii 2 ani și jumătate vor fi cruciali pentru pregătirea noastră, în vederea preluării guvernării și pentru a reda România românilor. Pentru asta este esențial să construim organizații locale puternice, în care oamenii competenți să-și pună în valoare priceperea, experiența și energia. Și este obligatoriu, fraților, obligatoriu, rețineți vă rog, să nu uităm nicio clipă de unde am pornit, pentru ce am pornit la luptă, care ne este crezul politic, care ne sunt valorile și principiile și care ne este idealul. Să nu uităm, pentru că vom rătăci. Să fim conștienți că suntem mai mult decât membrii unui partid. Suntem slujitorii unei cauze. Să nu spun soldați, că e vreme de război. Însă în acest efort de slujire ni se vor cere permanent sacrificii. Să fim gata pentru toate. Avem o țară, una singură. De ea suntem legați prin destin. România nu este un hotel în care dormim peste noapte și mergem mai departe. România este căminul nostru, familia noastră, moștenirea noastră, patria părinților noștri, pe care o iubim necondiționat. Iar iubirea noastră nu are cum să dea greș. Iubirea nu poate fi înfrântă. Victorie în 2024! Mulțumim frumos! În continuare, o să-l chem în fața dumneavoastră pe trezorierul partidului pentru a vă expune raportul financiar al partidului pe perioada 2020-2022. Domnul Dan Marinescu. Dragi colegi, stimați invitați, e o mare onoare să fiu alături în fața noastră astăzi. În ultimii 2 ani de la primul congres al partidului, activitatea partidului a crescut foarte mult. Am trecut prin niște alegeri parlamentare foarte, foarte importante și niște alegeri locale parțiale. Foarte mulți dintre noi, așa cum spunea și Claudiu, nu am fost implicați politic, însă prin mult voluntariat și prin
prin implicarea membrilor și simpatizanților, partidul a crescut foarte mult. În anul 2020, partidul a avut venituri în sumă de 704.689 de lei, constituite din cotizații ale membrilor în sumă de 264.711 lei, donații din partea unor persoane fizice, cetățeni români, în sumă de 435.210. Detalierea acestor sume a cotizațiilor și donațiilor încasate pe județe și pe luni este prezentată în anexa 1 și alte venituri în sumă de 4.768 de lei. Cotizațiile și donațiile respective au fost încasate de la 1.077 membri cotizanți. Fiind primul an de activitate intensă și prin care partidul s-a organizat și a pus bazele organizațiilor locale, în anul financiar 2021 veniturile au crescut foarte mult. Cotizațiile membrilor au crescut la 946.248. Donațiile au fost în sumă de 740. Eine Rechnung in nur 30 Sekunden schreiben. Detalierea cotizațiilor și donațiilor încasate pe județe și pe luni este prezentată în anexa 2. De asemenea, am avut alte venituri în sumă de 1.734.506 lei, reprezentând în mare parte restituit de cheltuieli electorale încasate de la Autoritatea Electorală Permanentă. Total venituri în anul 2021 au fost în sumă de 3.395.325 de lei. Așa cum ne-am asumat ca partid politic, și-a finanțat activitatea curentă a partidului și activitatea și acțiunile politice doar din finanțare privată. Finanțarea publică, respectiv subvențiile obținute de la bugetul de stat, încasate în anul 2021 în sumă de 18.270.218,90 de bani, sunt în contul partidului. S-au achitat doar comisioane bancare și speze în sumă de 79 de lei. Sumele respective... Sumele respective vor fi înregistrate pe venituri în conformitate cu prevederile ordinelor și ordinelor contabile aplicabile. Așa cum spunea și Claudiu, în anul 2021 cotizațiile și donațiile au fost încasate de la un număr de 10.822 de membri cotizanți, pe care i-am prezentat în anexa 3, detaliat pe defalcat pe județe. În ceea ce privește cheltuielile înregistrate în perioada 2020-2021, AUR a efectuat cheltuielile cu respectarea legii 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale și a normelor metodologice de aplicare prevăzute de hotărârea Guvernului numărul 10. În anul 2020, având în vedere campaniile electorale desfășurate, total cheltuieli înregistrate au fost în sumă de 2.079.404 lei, pe când în 2021 acestea au fost la nivelul în sumă de 2.025.261. În ceea ce privește rezultatul activităților, așa cum spuneam, sintetizând, am avut în 2020 venituri totale de 704.689 de lei, cheltuieli totale de 2.079.404, rezultatul net al exercițiului 1.374.715 lei, reprezentând un deficit, având în vedere cheltuielile electorale care au fost rambursate în anul următor. În anul 2021, pe baza situațiilor financiare preliminare neauditate încă, fiind primul an de audit, acestea, rezultatul exercițiului poate suferi modificări. În anul 2021, deficitul înregistrat în 2020 va fi recuperat, sperăm noi, aproximativ în totalitate. Veniturile totale cifrându-se la 3.395.325 de lei, cheltuieli totale în sumă de 2.025.261. Așa cum spuneam, excedentul se ridică la 1.370.064 lei. În ceea ce privește sursele de finanțare, în final
aș dori să vin cu niște propuneri și să vă rog pe cei din teritoriu, coordonatorii și cei implicați în organizațiile locale, să îmbunătățim gradul de colectare al cotizațiilor lunare asumate de membrii AUR și pe cât posibil creșterea veniturilor din donații de la membrii simpatizanții partidului și eventual strângerea de fonduri din activități proprii prevăzute de articolul 16 din legea 334 pe 2006, având în vedere că ne propunem obiective importante și resursele financiare sunt limitate, bazându-ne doar pe finanțarea privată. Așa cum ne-am asumat, fondurile, subvențiile de la bugetul de stat nu vor fi cheltuite, decât în măsura în care legea 334 va fi modificată și vom putea investi acei bani, cheltui pentru infrastructura socială a României. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, domnul Marinescu. Așa cum știți, deja, în cursa pentru președinția partidului s-au înscris doi candidați, iar președintele Comisiei de Validare va veni în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta condițiile minime pentru depunerea acestor candidaturi, ce număr de susținători au avut, membrii propuși în echipă și ne va prezenta raportul Comisiei de Validare a candidaturilor. Îl invit în fața dumneavoastră pe domnul Mircea Mincea, președintele Comisiei de Validare a candidaturilor. Stimați invitați, dragi colegi, dați-mi, vă rog, voie să prezint raport al Comisiei de Validare și Prezentare a candidaturilor aleasă de Congresul Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Comisia de Validare și Prezentare a candidaturilor, întrunită în ședință astăzi, 27 martie 2022, am analizat cele două dosare de candidatură depuse la Secretariatul General în baza criteriilor stabilite de Biroul Național de Conducere. Criteriile stabilite de Biroul Național de Conducere pentru depunerea candidaților au fost 1. Să fie membru AUR cu o vechime în partid de cel puțin 12 luni. 2. Să aibă cotizația plătită la zi. 3. Să prezinte în perioada 5-15 martie la Secretariatul General sediu central AUR, strada Traian 168 București, între orele 9 și 18, următoarele documente. Declarația în scris privind înaintarea candidaturii la funcția de președinte a partidului. Curriculum vitae, program politic, lista echipei care se votează pe moțiune împreună cu președintele partidului, președintele Consiliului Național de Conducere, președintele Senatului Partidului, Biroul Național de Conducere și membrii aleși din Consiliul Național de Conducere. Lista cu minim 100 de semnături ale susținătorilor, membrii de partid cu o vechime în partid de cel puțin 3 luni cu cotizația plătită la zi. Susținătorii semnatari trebuie să fie din minim 5 județe ale țării, câte maxim 20 de semnatari din județ. Astfel, în data de 15 martie 2022, au fost înregistrate dosarele de candidatură a domnilor George Nicolae Simion și Dăluț a Elenei. 1. Dosarul de candidatură al domnului George Nicolae Simion a fost depus în termenul stabilit, respectând criteriile de vechime, respectiv plata cotizației. Alături de documentele standard, au fost analizate un număr de 881 de semnături de susținere depuse, din care au fost identificate ca fiind valide 653. A fost propusă de către acesta o echipă a Biroului Național de Conducere formată din 19 membri și 10 membri supleanți, după cum urmează. George Nicolae Simion, președinte, Claudiu Richard Târziu, președinte CNC, Sorin Lavric, președinte Senat AUR,
Marius Dorin Lulea, prim vicepreședinte, Cristian David, secretar general, secretar general adjuncți Daniel Răzvan Biro și Ramona Lovin, vicepreședinți Adrian George Axinia, Dan Tănasă, Gianina Șerban, Raluca Elena Amariei, Robert Alecu și Valeriu Munteanu, membri Ariadna Elena Cârligeanu, Darius Pop, Diana Enache, Lucian Florin Pușcașu, Raluca Maria Borta și Sorin Titus Muncaciu, membri supleanți BNC, Antonio Andrușceac, Ciprian Titi Stoica, Daniel Gheorghe Rusu, Dumitrana Mitrea, Georgel Badiu, Adela Ioana Târziu Grăjdeanu, Mihai Bogdan Negoescu, Ringo Dămureanu, Rodica Boancă și Dumitru Viorel Focșa. Totodată au mai fost propuși un număr de 50 de persoane pentru a fi aleși în cadrul Consiliului Național de Conducere a Partidului, după cum urmează. Claudiu Richard Târziu, președinte CNC. Rodica Boancă, prim-vicepreședinte CNC. Mircea Chelaru, prim-vicepreședinte Senat. Adrian Cornel Cintean, Alexandru Bordian, Alexandru Eduard Nica, Alexandru Florian Săraru, Andreea Firuța Neacșu, Andrei Romică Ohaci, Avram Fițiu, Bogdan Crefelean, Bogdan Velcescu, Carmen Mihaela Mihăilă, Cătălin Ghinăraru, Ciprian Zanfir, Claudia Ciosici, Cosmin Teodor Iosub, Cristina Irina Butură, Dan Cătălin Artiman, Daniel Cătălin Ciornei, Daniel Ionel Câmpan, Dan Răzvan Rădulescu, Dragoș Hârjoabă, Dragoș Moldoveanu, Dragoș Dan Burghelia, Dumitra Mustățea, Elena Doboș, Elena Neguț, Eugen Tiberiu Popescu, Fabian Cristian Radu, Gabriela Boambă, Horațiu Alexandru Șerb, Ionel Carp, Ionel Gheorghe, Ionelia Florența Priescu, Ionuț Cristian Enache, Liviu Adrian Natea, Loredana Florentina Diaconu, Lucian Ștefan Cocă, Maria Arvinte, Marin Cristian Lungu, Mihaela Vlad, Mihai Florin Jereb, Mircea Trifu, Mirela Daniela Irindea, Mugurel Sorin Balabasciuc, Niculina Stelea, Octavian Bădescu, Ovidiu Fulga, Rareș Guță, Romeo Paul Hotea, Sorin Lulea, Ștefan Geamănu, Tiberiu Barstan, Vasile Enache și Viorica Elisabeta Lupu. După verificarea tuturor documentelor și a echipelor propuse de către domnul George Nicolae Simion, Comisia de Validare a constatat îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite de BNC și a dispus validarea dosarului. 2. Dosarul de candidatură al domnului Dănuț Aelenei a fost depus în termenul stabilit, respectind criteriile de vechime, respectiv plata cotizației. Alături de documentele standard au fost analizate un număr de 135 de semnături de susținere depuse, din care au fost identificate ca fiind valide 106 semnături. A fost propusă de către acesta o echipă a Biroului Național de Conducere formată din 10 membri și un membru supleant, după cum urmează: Dănuț Aelenei, președinte, Dârlău Andrei, președinte CNC, Vasile Sârbu, președinte Senat, Nicolae Roman, secretar general,
Ionuț Neagu, prim vicepreședinte, Alexandru Bologa, vicepreședinte, Evdochia Aelenei, președinte Organizația de Femei, Marius Voiculeț, președinte Organizația de Tineret, Andrei Cochior, președinte Organizația de Pensionari, Adrian Popa, președinte Organizația Diaspora. Membrii supleanți BNC, Gabriel Stolniceanu. Pentru alegerea membrilor Consiliului Național de Conducere, alții decât cei de drept, domnul Aelenei nu a înaintat propuneri. După verificarea tuturor documentelor și a echipelor propuse de către domnul Dănuț Aelenei, Comisia de Validare a constatat îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite de BNC și a dispus validarea dosarului. Semnează membrii Comisiei de Validare Mircea Nicolae Mincea, președinte, Patricia Crenguța Mărcuț, membru, și Ciucanu Corneliu, membru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule președinte de comisie. Întrucât s-a constatat validarea candidaturilor, o să invit în fața dumneavoastră pentru a susține moțiunea pe domnul deputat Dănuț Aelenei. Bună ziua! Eu nu vreau să stau aici pe podiumul ăsta, vreau să fiu alături de dumneavoastră. Și voi adresa un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au venit aici din toate colțurile țării, membrii AUR, colegi, președinți, copreședinți, domnul Târziu, domnul copreședinte George Simion, domnul președinte al Senatului Sorin Lavric și chiar dumneavoastră onorată audiență. Pentru mulți dintre dumneavoastră sunt un simplu necunoscut, chiar și o parte a presei partidului spunea că a venit de la Constanța un quasi necunoscut pe nume Aelenei Dănuț și îndrăznește să-l candideze împotriva lui George Simion. De ce fac asta? Pentru a arăta faptul că Partidul AUR este un partid democratic, nu pentru a-l da jos pe, așa cum mulți dintre dumneavoastră au înțeles că eu vreau să-l dau afară pe, din partid, pe George Simion, care este de fapt locomotiva acestui partid. Suntem, pretindem că suntem un partid conservator. Un partid conservator de dreapta, care, din punctul meu de vedere, respectă democrația. Am luat decizia de a candida din principiu, tocmai pentru a arăta electoratului nostru că democrația este respectată pe deplin în cadrul Partidului AUR. Am adunat o echipă, am strâns semnături, am făcut un program de țară, am făcut o moțiune, care din păcate nu au fost transmise pe grupurile noastre de WhatsApp. Nu înțeleg de ce. Dumneavoastră nu cunoașteți, de fapt, moțiunile, programul de țară și echipele poate le cunoașteți. Vreau să dau cuvântul domnului Andrei Dirlău, care este, de fapt, a schițat programul de țară, programul de guvernare, după niște schițe făcute de mine cu ceva timp în urmă. Vă mulțumesc pentru suportul dumneavoastră și vă asigur că voi respecta democrația întotdeauna în Partidul AUR, voi respecta membrii de partid, colegii mei, președinții, copreședinții AUR. Vă mulțumesc! Moțiunea noastră se numește Respect pentru fiecare membru AUR și respect pentru fiecare român. Dumnezeu
patrie, libertate. Sunt lucruri pentru care îți poți da viața. Nimeni nu va merge să moară pentru Klaus Iohannis sau guvern. Dar mulți dintre noi vom merge să luptăm ca să ne apărăm țara, credința și familia. Pentru aceste valori am intrat în aur acum 2 ani, pentru ele am făcut campanie în noiembrie 2020, la fel ca mulți dintre dumneavoastră cei de aici. Am mers pe străzi, în piețe, la guri de metrou și dacă aur a luat în București 5%, ni se datorează și nouă, domnului Geamăna, mie și celorlalți, care am ieșit și am strigat dreptate pentru România. România, trezește-te! Și am cântat, de aur este totul, națiunea e de aur și în veci o vom iubi. Am vorbit oamenilor pe stradă despre credința creștină care ne animă, credința părinților noștri, cea care a dat sfinți și martiri ca Brâncoveanu și fiii lui. Am vorbit de cinste, caracter, competență, meritocrație, patriotism, despre conducătorii care au trădat România. Am spus jos clasa politică coruptă de până acum, care a mințit și a furat 30 de ani, a înstrăinat avuția națională, s-a îmbogățit jefuind țara. Am spus că vrem o nouă clasă politică, una care să nu mai aservească România unor puteri străine, ci să slujească interesul național chiar cu prețul vieții, așa cum au plătit cu viața guvernanții Poloniei care au pierit în acel accident aviatic din 2010 de la Smolensk, în Rusia. Am spus că vom pune pe primul loc interesul românilor, oriunde ar fi ei. Și vreau să vă spun ceva. Chiar am crezut în aceste lucruri și încă mai cred în ele și știu că este și crezul vostru. Și spun acum aici, în fața voastră, nu voi trăda acest crez, pentru că e mai presus de orice crezul națiunii române și nu am voie să-l trădăm. Nu avem voie să-l trădăm. Aș fi blestemat dacă aș trăda acest crez, pentru că noi suntem ultima speranță a acestui popor. Un popor de prea multe ori înșelat. Un popor de prea multe ori mințit cu retorici găunoase și fals patriotice. Dacă și noi vom trăda acest crez, dacă vom face compromisuri de dragul puterii, nu numai că nu vom fi mai buni decât cei dinaintea noastră, dar vom dezamăgi o națiune care în noi și-a pus ultima nădejde și nu vom fi iertați nici în mormânt. Căci cei ce mint o națiune merită damnarea veșnică. Și spun asta ca teolog și ca om credincios, căci judecata lui Dumnezeu e dreaptă și nimeni nu îi se poate sustrage. Anul acesta se împlinesc 33 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. 33 este o cifră simbolică, este vârsta lui Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos avea 33 de ani când a murit pe cruce și a înviat. 33 de ani este vârsta învierii. Și vă spun că se încheie o epocă. Se termină perioada așa zisei tranziții. O interminabilă tranziție spre nimic, spre dezastru economic, social, demografic, spre o Românie tot mai depopulată, mai needucată, mai săracă, mai dezamăgită, mai deznădăjduită. Tinerii vor să plece din țară, părinților se luptă cu facturile și prețurile ce cresc galopant. Bătrânilor pensia nu le ajunge pentru medicamente și resemnați mor mai repede pentru a ajunge la Domnul unde nu e întristare nici suspin. Nu asta e soarta pe care o dorim pentru părinții și bunicii noștri. Și vă spun, această perioadă nefastă se încheie. După 33 de ani urmează învierea României. România trebuie să învie, iar această înviere o veți face voi. Voi care prin curajul și munca voastră ați adus aur aici, unde este acum, voi veți învia România. Voi veți fi, trebuie să fiți învierea României.
voi veți fi și trebuie să fiți învierea acestei țări. Și veți fi pentru că deja sunteți. Dovadă e faptul că sunteți aici. Împreună, împreună vom ridica România din somnul de moarte al nepăsării, trădării, hoției, minciunii, al vrajbei dintre români și români. Învierea este proiectul nostru de țară, voi sunteți proiectul nostru de țară, proiectul de țară al AUR. Aveți curajul să credeți în asta. Aveți curaj să credeți că ne vom lua țara înapoi de la hoți, trădători, interlopi și mafioți. Vom lua țara înapoi de la toți iohanișii, dăncilele și câții care au jefuit-o și îndatorat-o 33 de ani. Dar nu vom putea face asta decât împreună, cu dragoste și cu respect pentru demnitatea fiecăruia. Doar arătând între noi prietenie, respect în spirit frățesc, vom putea forma o echipă, mare echipă AUR, care va întoarce România de la catastrofa ce va urma, după mandatele dezastruoasele lui Iohannis, la bunăstarea, la prosperitatea pe care românii le merită. Cu respect, cu respect pentru fiecare cetățean român, respect pentru fiecare membru AUR. Vrem echipă, nu dictat, vrem disciplină asumată, colegialitate, camaraderie, politețe și considerație, nu jigniri, nu aroganță, căci suntem frați. Ne unesc aceleași speranțe, avem aceleași țeluri și idealuri. Sunt convins că n-am fost doar niște idealiști, luați de fraieri, folosiți pentru a fi aruncați, idioți utili de care partidul se va dispensa ca de niște lămâi stoarse a căror coajă ajunge la gunoi. Promitem că fiecare dintre voi și cei de acasă din filiale veți fi respectați ca tovarăși de luptă, ca oameni, ca prieteni, ca frați. Nu dorim putere personală, ci binele acestei țări. Nu candidăm pentru că am dorit funcții, ci pentru a arăta o direcție în care credem că trebuie să meargă partidul. Suntem un partid cu doctrină conservatoare, suveranistă, de dreapta creștină. Pe plan extern, și o spun apăsat, suntem pro-NATO și nu pro-Rusia. Fără niciun echivoc, nu trebuie să rămână ambiguități. Fără scutul defensiv NATO, am fi vulnerabili în fața agresiunii ruse. Nu ne putem permite ezitări. Umbrela de securitate NATO ne protejează, trebuie să fim un aliat loial. Dar totdeauna vom urmări interesele neamului nostru. Ne respectăm aliații, dar dorim să fim respectați de ei. Avem nevoie de garanții politice și de securitate. Pentru asta am cerut consolidarea flancului estic al Alianței. Susținem prezența avansată sporită a NATO în România. Nu iubim Rusia, nu suntem putiniști, ne delimităm de orice prezumtive afilieri sau simpatii față de Moscova și mașina ei de război. Nu ne vom ataca vecinii, respectăm tratatele și cerem altora să facă la fel privind mai ales românii din Ucraina. Vrem o Europa clădită pe națiuni puternice, Europa națiunilor suverane, cooperând pentru pace și prosperitate, ne opunem unui superstat federal european. Suveranitatea este fundamentul unei națiuni. Suntem în curentul suveranist conservator european care luptă contra Statelor Unite ale Europei. Ne opunem birocraților europeni care vor să desființeze statele naționale prin fuziune forțată într-un imperiu supranațional condus totalitar. Un mega stat universal care vrea să șteargă identitățile naționale. Rusia primejduiește pacea europeană. Nu vom permite ca România să devină un muzeu al ateismului, cum a devenit deja Europa de vest. Respingem ideologia Bruxellesului. Nu ne vom mai lăsa niciodată închiși în case cu lockdown. Vă propunem deci un nou început, cu recunoștință pentru realizările de până acum și certitudinea că împreună vom face mai mult, așa să ne ajute Dumnezeu și, cum spunea Eminescu, sus nația! Mulțumesc! A, cam depășit. Nu se mă depășit.
S-a terminat timpul. A fost timpul depășit. Ați avut la dispoziție 10 minute. Și după aceea, dumneavoastră. De ce n-ați vorbit primul? Vă mulțumesc. Au fost multe obstacole de genul ăsta în calea noastră. Și o să fie mult, mult mai multe. Le mulțumesc tuturor celor care se află pe moțiunea România bogată, creștină și democrată, după cum îi mulțumesc și domnului Aelenei și domnului Dârlău pentru prezentarea pe care au făcut-o și pentru dorința legitimă de a exista cât mai mult respect și democrație și construcție comună în rândurile noastre. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc de la microfon, de la microfonul Congresului, pentru că văd că ați ridicat niște steaguri în sală. Înseamnă extrem de mult pentru mine fiecare steag ridicat și fiecare om prezent aici în sală. După cum înseamnă foarte mult cei care n-au putut să fie aici în sala de congres. În spatele nostru, privindu-ne acum în direct, sunt zeci de mii, sute de mii de membri și simpatizanți AUR, care nu doar că își pun nădejdea în noi, ci au contribuit în mod direct ca noi să avem astăzi un partid patriotic, suveranist, de esență conservatoare, creștină și democrată în Parlamentul României. Primul, singurul și sperăm partidul care să dea țării guvernare și președinte în anii care vin. M-a întrebat presa dacă sunt emoționat legat de alegerile de astăzi. Legat de alegeri nu sunt emoționat. Sunt emoționat să vorbesc, în schimb, în fața voastră, a atâtor camarazi de luptă și oameni care au făcut ceva pe care sistemul din România nu îl dorea realizat. Un partid ca al nostru care să devalueze toate mizeriile care se întâmplă în cercul puterii. Un partid bine organizat care să aibă grijă că există fel de fel de provocatori de la Tătuca Iliescu încoace, care ne-au blocat calea spre un viitor cum îl are Polonia, de exemplu. Polonia are la guvernare, cu mici pauze din 2005, un partid patriotic, un partid conservator, un partid care ține la poporul polonez. Nu o să vin astăzi în fața voastră să vă întreb dacă vreți să fiu președintele vostru. Am mai făcut-o în trecut și nu prea a sfârșit bine. Însă o să vă spun că dacă aș fi în locul vostru,
Eu nu aș vota ca membru de partid George Simion. Și spun asta cu toată responsabilitatea. Am văzut cum se schimbă oamenii. Am văzut în acest an de când suntem în Parlament dorința de putere, dorința de funcții și orgoliile. Și știu ce poate deveni aur. Există un mare risc ca partidul nostru să devină un monstru. Cu față umană, normal, cum a fost și democrația din ultimii 32 de ani. O democrație originală în stil Ion Iliescu, în care echipurile s-au vopsit în democrați și au continuat să jefuiască țara pentru că l-au executat pe comandantul suprem de atunci. Iar țara de 32 de ani încoace este lăsată pradă unor găști pline de interese, de dorință de căpătuire, de dorință de funcții și pline de orgoliu, a căror singură dorință pentru a ajunge la putere este bunăstarea membrilor lor. Și de aceea vă zic, dragii mei, înainte de a intra în esența moțiunii noastre, deși nu cred că o să-mi permită timpul prea mult, că eu nu m-aș vota dacă aș fi membru de partid. Dornic să fiu președinte de organizație locală, dornic să fiu președinte de filială, dornic să fiu europarlamentar sau viitor ministru. Eu nu m-aș vota pentru că partidul nostru nu se va transforma într-un monstru, cum au fost partidele din România în ultimii 32 de ani, și nu îi va lăsa pe toți să ajungă în acele funcții și să se transforme partidul într-un SRL de resurse umane, pentru că nu ăsta e scopul nostru. Noi am început în acest drum pentru a face bine țării. Și fiecare dintre noi trebuie să facă un pas în spate și să spună, poate nu sunt eu persoana potrivită să fac parte din biroul de conducere sau din Consiliul Național, sau nu sunt eu persoana potrivită să conduc organizația din Olanda sau din Italia. Și o să încep acest lucru chiar prin propriul exemplu. Pentru că sunt foarte mulți și au venit. M-am înconjurat, din păcate sunt, n-am niciun fel cum să-i alung, pentru că după aceea noi așa devin dictator. M-am înconjurat de foarte mulți oameni care îmi zic: George, ești cel mai tare, ești cel mai bun. Tu trebuie să candidezi la alegerile prezidențiale din 2024. Tu, dintre toți, trebuie să ne reprezinți. Se întâmplă peste tot. Așa, din păcate, s-a întâmplat în ultimii 32 de ani în România. Nu vreau eu să fiu candidatul aur la alegerile prezidențiale. Pentru că aur, prin candidatul pe care îl va sprijini, va trimite pe cineva în turul 2, împotriva candidatului sistemului. Și vreau să mă asigur de faptul că vom trimite în turul 2 de alegeri în 2024 pe omul care câștigă aceste alegeri.
Și acum vă dați seama, știu vreo 20-30 chiar din această sală care se gândesc, poate eu sunt. Nu știu. Da, ăla eu. Nu știu. Avem datoria de a ne înțelege locul și rostul nostru aici. Avem datoria de a împiedica Alianța pentru Unirea Românilor să devină o altă formă de a căpușa statul român cu paraziți, a căror singură calitate e că sunt membrii de partid. Avem datoria de a depolitiza instituțiile statului român. Avem datoria de a pune o ierarhie a valorilor în vârful mesei, de a pune meritocrația în vârful mesei. Nu sunt eu cel mai bun exemplu să vorbesc despre asta. În primul an de parlament am făcut multe lucruri care nu trebuiau făcute. Dar ce vă cer, dacă totuși vă veți condamna cumva viitorul vostru politic, știu că au mai venit oameni și din alte partide, sunt bineveniți în AUR, ținând cont de ce le-am zis de la început, aici vii să dai pentru țară, nu vii să iei pentru tine. Așa că dacă vă... Așa că dacă vă asumați acest risc și dacă mergeți mai departe fără a vă aștepta că dacă va veni cineva mai bun decât voi, nu vi se va cere să faceți un pas în spate, și dacă veți alege moțiunea noastră, să țineți un lucru în minte. O să vă mai cerem și foarte, foarte mult efort dacă sunteți dispuși să-l dați. România, mai mult decât oricând, are nevoie de sacrificiu și are nevoie de oameni care să se jertfească pentru țară. Nu fizic, bineînțeles că nu mai sunt acele vremuri, deși dictatorul Vladimir Putin a ținut să ne contrazică în o scară așa a timpurilor prin ce a pornit, prin războiul din Ucraina. Însă, noi acum avem alte unelte, avem alte arme. Asta este o armă care i-a speriat pe foarte mulți în acest parlament. Trebuie să ne folosim mintea și armele, metaforic spun, pentru că nu vreau să mă trezesc și cu alte dosare penale, pentru a face bine țării. România este o țară bogată, care, din nefericire, are populația cea mai sărăcită. România a ajuns aici în 2022 pentru că nu a fost condusă de oameni care să pună interesul națiunii române deasupra propriei persoane. Asta trebuie să propunem noi românilor în 2024. Avem un program politic creștin și democrat, iar noi știm cel mai bine ce înseamnă să lupți pentru democrație și pentru libertate. Sunt mândru de fiecare dintre voi, pentru că tot presa m-a întrebat: dar domnul Simion, vă este rușine de colegii dumneavoastră de partid? De ce nu ne lăsați înăuntru? Sunt mândru de colegii mei de partid care au umplut până la refuz această sală. Sunt mândru de colegii mei că au fost fideli promisiunii luate în campanie electorală, că noi nu ne vom atinge de bani din buzunarele românilor. Luați
hoțește pentru partidele politice și au agreat că mai devreme sau mai târziu, când este legal să o facem, să construim din acei bani un spital. Și sunt mândru de fiecare dintre cei prezenți aici în sală, pentru că știu că din sute de membri din fiecare județ au delegat 10, 15, 20, atâta cât capacitatea sălii a permis. Și mai sunt mândru de fiecare dintre voi, cei de aici din sală sau cei de acasă, pentru că luptând pentru libertate și democrație, ați luptat cu etichetările. Cât de greu ne-a fost în ultimii 2 ani să spunem că drepturile noastre constituționale nu sunt negociabile. Am promis dreptate, am avut dreptate și trebuie să facem dreptate. Sunt mândru de acele steaguri tricolore care flutură la Congresul Alianței pentru Unirea Românilor. Sunt mândru că n-am avut bani să închiriem Romexpo, care oricum nu voia să ne dea spațiu, pentru că, bineînțeles, până și la Romexpo conducerea este politică. Și sunt mândru de fiecare care a participat cu noi la mitinguri, care a plătit o cotizație, care distribuie în mediul online mesajele noastre. Ei sunt forța aur, suntem o forță care ține cu românii. Și suntem o forță alături de care sunt și șoferii, și muncitorii, și țăranii, și, cum zeflemitor spun ei, știrbii. Avem datoria să ținem cu oamenii săraci, avem datoria să-i scoatem din sărăcie și avem datoria să facem statul român să funcționeze în interesul cetățeanului român. De azi înainte, trebuie să ne promitem că în România nu va mai câștiga stânga sau dreapta. De azi înainte, în România, trebuie să câștige doar românii. Vă mulțumim. Trăiască. M-a întrebat ieri dimineață domnul general Chelaru dacă mi-am pregătit discurs pentru astăzi. Și am spus nu. Și sincer, nici nu cred că voi avea timp să o fac. Nu m-am înșelat. Nu am avut timp să o fac. Însă în momentul în care dumnealui m-a întrebat pe ce aș pune accent pe această scenă, mi-a venit în cap binecuvântarea Reginei Maria pentru țara noastră. Și este așa.
frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică între națiuni, să fii cinstită, iubită, pricepută. Cred că toți delegații care există acum în sală, pe scaune, sunt aici pentru că au în inimă, au în suflet această speranță. Să avem din nou o Românie mare, să avem din nou o țară prosperă de care să fim mândri. Mulți poate cred că suntem caragioși când ne referim la cauza națională, dar de fapt asta reprezintă cauza națională în sufletele noastre. O Românie așa cum merită să fie. Bun, am ajuns în momentul central al acestui congres și anume votul. O să vă explic pe scurt cum se va desfășura votul. Două secunde. Membrii Comisiei de numărare a voturilor vor da șefilor de delegații un plic în care se află în el atâtea buletine de vot câte au rezultat după ce au fost verificate foile de prezență de la fiecare delegație. De aceea o să vă rog să nu vă ridicați până când fiecare dintre dumneavoastră nu va primi buletinul de vot de la șeful de delegație. După ce veți primi buletinul de vot, veți vedea că puteți să bifați acolo pentru unul dintre cei doi candidați înscriși în cursa pentru președinția partidului. După ce ați bifat pe buletinul de vot, o să vă rog să-l împăturiți și să verificați încă o dată dacă există pusă ștampila de control. Dacă nu există ștampila de control, vă rog frumos să ridicați mâna, semnalați acest lucru și o să mergem la Comisia de numărare a voturilor sau la Secretariatul Tehnic pentru a vi se da un buletin de vot valabil. Dacă este totul în regulă cu buletinul de vot, am să vă îndrum să mergem în ordine, să nu facem prea mare aglomerație, pe una dintre cele două săli, părți ale sălii. Avem 5 urne de vot pe partea stângă, 5 urne de vot pe partea dreaptă. Ele sunt sigilate, sunt transparente. Și după ce toată lumea va fi introdus buletinul de vot în urnă, puteți să ieșiți pe hol la o cafea. Vreau să vă rog ca la ora 14:35, dar să zicem 14:30, să fie toată lumea înapoi în sală. Și acum cât este? La 14 să fie toată lumea înapoi în sală pentru a continua congresul cu luările de cuvânt la care s-au înscris membrii noștri de partid. Vă mulțumesc și să sperăm că totul o să decurgă fără prea multă aglomerație. A primit toată lumea, da? Timpul în care noi vom continua cu procesul de votare, pe ecranul din spatele meu veți vedea niște mesaje de la politicieni de la mai multe partide din Europa și europarlamentari chiar, care ne-au transmis gândurile lor bune cu ocazia acestui congres. Mulțumesc! Bifați, da, și înlocuiți și să verificați ștampila, să fie pe toate.
my friends. I would like to send a very special message today for our Romanian friends. We are here in Portugal, but we are together in the values and the strong message we want to give to Europe for the next decade. We refuse all these federalist elites and all these globalist elites, and we are trying to fight harder for a better and stronger Europe. I hope we can be together very soon, and I hope I can be in Romania to share with you all these political moments that I know you are living right now, and I send you my best compliments, and I wish you very good luck for the next general election. Very, very nice to meet you, all of you. I send to all the militants, all the participants in that amazing Congress in Romania a very strong compliment, and I hope to see you soon, all of you, very, 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 very soon. Strong Europe is a better Europe, far, far, far from globalism and far, far, far from this bureaucratic federalism in Brussels. Thank you very much. I hope to see you soon. Bye. Dear friends of AUR, dear George, thank you for your invitation. I'm now physically in France for the last days of the electoral campaign, but my heart is there, in the eastern countries. It is a hard time for Europe. More than 1 month has passed from the brutal Russian aggression against Ukraine. In these moments, we have to reaffirm our deepest solidarity to the Ukrainian people that are strongly and bravely resisting, defending their freedom and sovereignty. I want to thank all the neighboring countries that are opening their doors to the real refugees, and special thanks go to the Romanian people. In our free world, there's no space for aggressions against sovereign nations, nor violations of the international law. It's time for Europe to show its willingness against external enemies and its solidarity to its member states. This is exactly the opposite of what Brussels bureaucrats did in the last decades, and we are paying a high price to this lackness of vision. But differently from the leftists, our mission as conservative movements is to reaffirm that our European values are not only about freedom and democracy. These are preconditions, but we want to enrich our democracies through our traditional values: national identity, religious roots, natural family, social market economy, individual freedom. Everything that the mainstream is trying to deny and delete, and that we will stand together to defend. Thank you again for your hard work, and good luck to George Simion for his renewed commitment as leader of our party. All the best. Dear members of the AUR party, I feel very honored having been given the opportunity to address you in this short video message. First of all, I would like to congratulate my dear friend Georges Simion on his re-election for president of your wonderful and promising party. I had the pleasure of meeting Georges in Brussels a couple of weeks ago, and we parted knowingly that both of us had made a new friend that day. It is people like Georges that are desperately needed to turn things around in a world that has gone mad, literally. I hadn't even heard of your party prior to meeting Georges, but have of course read up on it since then. And I would like to express my utmost respect for all you have accomplished in just over 2 years. I applaud your effort, your hard work, and your determination. When looking around the world, particularly in the Western democracies, it fills me with great sadness to see that freedom, democracy, and the rule of law are no longer accomplishments considered worth fighting for. I am embarrassed and dismayed that the sacrifices previous generations made to bestow upon us freedom, democracy, and the rule of law are no longer honored, appreciated, and cherished. But who am I telling this? You know better than me that freedom, democracy, and the rule of law are the most important, the most precious value to fight for, uphold, and defend. It has not been that long that you, the proud Romanian people, and may God bless you, have overcome a totalitarian regime. If anyone, it is you, remembering all too well what dictatorship and totalitarianism feels like. You know how much suffering an oppressed people must endure in a tyranny. And you know all about the painful livelihood, freedom,
even life-threatening sacrifices that it takes to overcome such a tyranny. Why, more than 30 years ago, your people's hope to rid you of totalitarianism rested with us, the Western democracies. And now it is you, the Romanian people, along with other Eastern European peoples, that I rest my hope in to preserve the very precious gift of freedom, democracy, and the rule of law our fathers and forefathers fought so heroically for and shed their blood over. The peoples of the world now depend on you to fight these illiberal, anti-democratic globalists and their despicable attempts to subjugate all the peoples all around the world to their dehumanizing, corrupt, oppressive, and global tyranny. What we need is sovereign nations providing its people with uncontested and inalienable constitutional rights to live a self-determined life in free and democratic societies. Any party in any national state proudly insisting on its nation's sovereignty and supremacy of national parliament, upholding and defending freedom and democracy for its citizens, as your party so convincingly does, can be sure of my admiration and has my full support. I would like to thank you, the members of our, for all the hard work you're putting in to contribute to a world of sovereign nations, free peoples, democracy, and the rule of law. Your efforts will not go unnoticed, and your efforts will not be in vain. Thank you, and I'm looking forward to welcoming members of your parties as important and greatly appreciated allies in the EU Parliament. Thank you so much, and God bless you. Hello, my name is Herman. I'm president of the Irish Freedom Party. You can tell by the flag behind which nationality I am. I'm actually from the north of Ireland. Like yourselves, the Irish Freedom Party is in favor of faith, of family, of nation, and of liberty. We are a pro-life party. We're completely opposed to abortion. We want to help young Irish married families to have children. We believe in the nation and in the nation state, that it should be sovereign and independent, that we should have the ability to make our own laws and rise and fall by our own virtue and our own genius, and if need be, to fall by our own stupidity. But it's part of being a mature nation state. So we send the very best wishes to the members of OAR in your conference, and wish you all the best, good luck, God bless, and that all nationalists across Europe, rooted in the Christian faith, rooted in love of their land, of their nation, of their culture, should be happy brothers to work together for a better Europe, but a Europe of nations, not one based in Brussels, ruled by unelected bureaucrats, but a Europe of free nations. My name is Herman Kelly. I'm president of the Irish Freedom Party. Go Romagh. Spartans! What is your profession? Уважаемые совмещенцы, искам да ви поздравя с провеждането на вашия конгрес и да ви пожелая много общи успехи, защото това, което вие искате да направите в Румъния, искаме да го направим и ние в България. Държавите ни да бъдат независими, да се развиват без чужда опека, да бъдат водещи в Европейския съюз, а не следващи другите. И най-важното нещо, което е да поставят националните си интереси над всичко останало. България и Румъния са държави, които имат много тесни и близки исторически отношения, макар и понякога да сме имали трудности, винаги сме оставали да намерим общия път напред. Общият път ни задължава да търсим общо бъдеще, в което и България, и Румъния да се превърнат в лидери
а не в следващи, да бъдат тези, които да определят правилата, а не да изпълняват правилата. И най-важно нещо, което е да превърнем заедно цялата наша Балканска област в едно място, което да се превърне в един от водещите икономически региони, а защо не и в един от политическите лидери на новото столетие. Good afternoon, everybody, and greetings from the Parliament House in Finland. I am Leena Meri, the Vice Chairman of the Finns Party. I would like to thank you for your invitation to your party congress. Unfortunately, I can't join in person because we have very scheduled timetables now. However, I am more than happy to address you this way. Political situation in Romania and in Finland is quite different, but we have common issues as the European Union is passing new directives which take preference over the national law, sometimes even over the national constitution. These law and directives are problematic for us because EU says that their laws are very beneficial for everybody and they are very good, when in fact many of them have bad effects on common people. For example, the crooks at the Union wants to save the climate with a socialist reform branded as the Green Deal. I think you know the Green Deal. They want equality but restrict free speech. They want X, but do you? Some people believe they are supporting good values, but these kinds of measures make everyone's life harder. Of course, everybody is talking about Russia here in Finland. Both Romania and Finland share history with Russia, which has not always been calm and peaceful. The war in independent Ukraine is something we did not expect to see in such a scale. Not in 2022, with bombs falling down and residential areas and constant shelling dismaying whole villages. That's horrible. I heard there are many Romanians living in Ukraine, so I can imagine how worried you are for their faith. There are already a lot of refugees who are seeking asylum in Romania. The Finns Party wants to have and help people who are victims of the Russian aggression. In Finland, we are ready to help women and children escaping from Ukraine because these refugees really need our help, unlike the men who came from the Middle East and Africa in 2015, as many as remembers. Russian attack reminds many Finns of the war and winter war in the World War II. Back then, we were like Ukraine, all alone, with no help, just a small country defending our independence against big Russia. We never lost the will to fight, and the Soviet Union never made it very far. My mother is also from Karelia, and I have roots there. She was born in 1944, in the middle of the war between Russia and Finland. That's why those things are very familiar to me. It has been a pleasure to hear about Romania and AUR party from the Petri and Jessica. I heard our air is very similar to the Finns Party, and I hope someday we will meet also in real life, face to face. By the way, I have two Romanians at home. Okay, they are dogs. I have a 9-year-old boy, Henrik, and girl,
Jolana, which is 8 years old. They wish you a very good day there. I wish you interesting debates and good party congress, and God bless you. Thank you. Chers amis de l'Alliance pour l'unité des Roumains, joyeux congrès. Je voudrais vous souhaiter un joyeux congrès parce que c'est un moment important dans la vie d'un parti politique. Et puis c'est un moment important puisque, avec Georges Simion, vous engagez un processus qui, je l'espère, vous mènera jusqu'à la victoire lors des élections nationales. J'ai rencontré Georges à Bucarest, à Bruxelles, et j'ai pu mesurer la force de ses convictions. J'ai vu son énergie auprès des Roumains qui vivaient en Belgique. J'ai vu aussi sa capacité à convaincre. Nous avons besoin de partis patriotes forts. Et au nom du Rassemblement national, je voulais vous encourager dans cette voie. Nous avons en France, dans quelques jours, les élections présidentielles. J'espère que ces élections porteront Marine Le Pen à la présidence de la République. Et j'espère que vous suivrez le même chemin plus tard en Roumanie. Nous avons besoin de partis qui défendent les valeurs de la famille, qui défendent la souveraineté de leur pays, qui défendent les traditions de chaque pays. Pour que la Roumanie retrouve sa grandeur passée, pour que les Roumains retrouvent leur fierté, je sais que Georges en a toutes les capacités et surtout qu'il sera apporté au niveau européen ce dont nous avons besoin, à savoir des hommes attachés à défendre leur nation. Joyeux congrès, bonne chance Georges pour cette mission difficile, mais j'en suis persuadé que tu réussiras. And best wishes from Poland, from Warsaw, to our great Romanian friends. Dear friends, I'm now in the anniversary, 100 years of our new national Christian organization, All Polish Youth, and from this side, from 1,000 gathering of people who want to build great Poland, young people, I wish you all the best on your party congress. For you, for people who are building great Romania. Great country, great nation, great culture, very close to us, very similar if it goes to our emotional life. I've witnessed that being a month ago in Bucharest. I thank you for the hospitality, and I want to thank you for what you are doing for Romania, because strong Romania is also a country which is a Polish ally. And Poland needs such a we need now to be together because the situation, the pressure from the East, the pressure from the West, on different cases, on different political issues, is very hard. We as a Poland have to stay together. Great Poland, great Romania is our goal. Best wishes for you all, for your leader, Georges Simion, who is a great patriot, and I'm convinced that he will be the next leader of the country. Thank you very much. God bless Poland, God bless Romania. Vă rugăm să luați loc în sală. On behalf of Svetlana Post and of course my country Poland, I send you a special greetings. Special greetings from Poland. George Simion has a special place in our hearts. We are proud of you. We are proud of your fight for strong Romania. Of course, Romania Mare. Special greetings from Poland. Hello from Slovakia. I'm Miroslav Jack. I'm a member of the Parliament, and I'm sending great things and to my lovely party, AUR, which I think is a bit common sense about Green Deal and etc. From my point of view, you're the one of the parties which have a common sense. So I wish you good luck. And I'm looking forward to our cooperation to the next years. Yeah, have a great day today.
Stimați colegi, vă invităm cu insistență în sală, pe toată lumea. Vă rog frumos, cei care sunt în sală iau loc, cei care sunt în hol, vă rog frumos să intre. Stimați colegi, vă invităm din nou să intrați în sala de conferință. Șefii de delegații, vă rog frumos să invitați toată lumea în sală. Vă rugăm frumos, dacă șefii de delegații sunt aici, să invite delegații sora. Și vă rog să vă asigurați că fiecare dintre dumneavoastră ați introdus buletinul de vot în urnă, pentru că în 2 minute se vor ridica urnele de vot de pe ambele părți ale sălii. Poftiți în sală, vă rugăm frumos! Să vă luați locurile. O să începem prin a invita în fața dumneavoastră persoanele care s-au înscris la luările de cuvânt. Primul este domnul Marius Lulea. Pregătisem niște foi, însă am să renunț la ele. Știu că există nu multe, foarte puține nemulțumiri și se vorbește de o așa zisă dictatură. Chiar colegii au pronunțat acest cuvânt. Eu aș vrea să-i spun disciplină. Că suntem cu toții împreună într-un proiect și trebuie să înțelegem că dacă niște decizii au fost luate, va trebui cu toții să le respectăm și să mergem împreună ca și o echipă. La fel, aș vrea să spun că George Simion nu este așa cum s-ar fi dorit să se lase impresia, un dictator. George Simion este un lider și este cel care ne reprezintă pe noi. Eu nu aș vrea să continui foarte mult, aveam un discurs lung, pentru că și timpul este scurt. Mulțumesc! În continuare, câteva cuvinte vă va spune și domnul deputat de Mureș, Dan Tănasă. Frați români, stimați invitați, dacă vrem o Românie așa cum ne-o dorim, trebuie să o construim noi. Nu putem să ne așteptăm să o construiască alții și noi doar să ne bucurăm de ea. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici,
alături de atâția patrioți români care înțeleg momentul. Este o responsabilitate enormă pentru mine. Este o responsabilitate să fiu în această echipă. Cred că până acum am dovedit că ceea ce am spus, am și făcut. Am spus că nu vom construi, nu vom utiliza fondurile publice, asta am făcut-o. Am spus că ne vom bate pentru români, asta am făcut-o în stradă și în Parlamentul României. Este un moment, sunt emoționat pentru că este un moment important, este un moment istoric. Cred că este cazul ca fiecare dintre noi să conștientizăm că avem o responsabilitate istorică să nu lăsăm această țară în continuare pe mâna unor netrebnici care au transformat-o dintr-o țară bogată într-o țară care nu contează. Există în continuare în rândul românilor foarte mulți oameni de bună credință, foarte buni profesioniști pe care îi așteptăm în echipa AUR. Și nu înainte de a încheia, v-aș spune că să nu uităm că din lei de a fi scoborători, cu o moarte toți suntem datori. Tot una e dacă ai murit fecior, ormoș îngârbovit, dar nu-i tot una leu, câine, sau leu să mor sau câine, leu să mor sau câine înlănțuit. Avem nevoie de sacrificii să construim țara pe care ne-o dorim. Vă mulțumesc frumos! Invit în fața dumneavoastră pentru a lua cuvântul pe doamna senator Rodica Boancă. Vă mulțumesc. În câteva secunde am schițat un mic discurs ca să nu mă copleșească emoțiile. Mă bucur să vă văd aici, sunt mândră de voi, sunt mândră de ialomițenii mei și aș vrea să văd steagurile sus. Haide, Ialomița, steagurile sus! Mulțumesc, dragi români, mulțumesc tuturor pentru eforturile voastre. Îndeosebi ialomițenilor, un județ marcat de ciuma roșie și înglodat în datoriile, mulțumesc că se trezesc și au început să creadă și ei că este posibilă reconstrucția României. AUR este speranța României pentru o politică în care interesul național și suveranitatea să formeze baza programului de guvernare. De ce l-am urmat pe George Simion și de ce am votat moțiunea propusă de George Simion? Este foarte simplu, pentru că prin toate demersurile lui George Simion am reușit să trezim România și să dăm glas nemulțumirilor românilor. Este foarte important că ei ne aud și că vă aud, este extrem de important. România trebuie să-și aducă acasă fiii plecați, izgoniți de sărăcie și mă bucur că astăzi alături de noi avem români de nădejde care muncesc peste hotare cu gândul la casa părintească. Și pentru că astăzi este o zi istorică, este ziua în care Basarabia se unea cu patria mamă, mai spun doar atât. Vrem România mare în vechile hotare. Împreună vom face dreptate pentru România. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! În continuare o să aveți în fața dumneavoastră un general și un orator înnăscut, domnul Mircea Chelaru, deputat de Argeș. Probabil că știe că m-a ajuns singur. Încerc să vă văd pe toți și reușesc. Și tare mi-e îmbucurat sufletul când văd atâta lume frumoasă,
inteligentă și foarte pregătită pentru a înțelege de ce suntem noi aici. Nu pentru a înțelege că nu există putință, ci pentru a înțelege pătruzându-ne acest gând în suflet. Dragii mei, încerc de fiecare dată să încep cu aceeași frază pe care dumneavoastră ați mai auzit-o, dați-mi voie să o repet și să fie ca un slogan de suflet când începem orice discurs. Te salut, popor român, oriunde ai fi în această lume. Sărut mâna patriei române, mai ales astăzi, când ești pregătită de sărbătoare, să-ți primești fiica rătăgită în bejenie prin alte părți, Basarabia. Basarabia nu e o noțiune, nu e un nume. Basarabia este suflet viu și trup viu din trupul țării mamă, iar România nu este doar o expresie, ci este tocmai voia lui Dumnezeu ne a fi așezat aici dintotdeauna. De aceea, oameni buni, suntem popor de aur. Chiar dacă unii ne tratează în subsidiar și o să ajungem și acolo. George, cuvântul ăsta este pentru tine. Dacă ești aici și pentru tine, dragul meu Claudiu, probabil că ați rămas conectați cu neuronul activ la ceea ce urma să spun sau ați intrat cumva într-un mod mișelesc în computerul meu. Dragi conaționali, frați de credință și neam, de ce nu și camarazi, pentru că ceea ce urmează va fi o luptă. Iar camaraderia e mai presus de sentimentele de protecție personală sau de conservare. Țara a ajuns la ananghie. Țara nu mai poate respira. Nu din cauza COVID-ului. O conspirație a solidarității criminale, transpartinică, transdoctrinară, transetnică, transfrontalieră, transmorală, iar am să spun și transgenă, s-a insinuat în fiecare celulă vitală a societății, a falsificat codul de valori și a produs un mutant comportamental perfid, extravagant, bazat pe puterea banului, pe risipirea clipelor de viață, pe refuzul construcției și abandonarea spiritului creator de minune a acestui popor. Iată de ce este nevoie de fiecare de picătură de român adunat în marele degetar al patriei pentru o îndumnezeită resurecție națională. Asta trebuie să facem, de aceea suntem aici și acum. Prezența în spațiu social-politic a Alianței pentru Unirea Românilor reprezintă izbânda rațiunii și credinței noastre în valorile fundamentale acestui popor statornic, cu virtuți incontestabile, dar urgisi de netrâmnicia nedreptăților și a multor nerușinări publice. Alianța nu este doar rezultatul unui act de voință a unui grup de patrioți rămași aproape rătășiți în fidelitate și deplină loialitate cauzei naționale, cât mai ales o manifestare inexorabilă a acestei necesități dincolo de voințele noastre, pentru că e lucrare dumnezeiască. Acest lucru trebuia să se făptuiască și s-a făptuit, căci țara a cerut-o. Așadar, Alianța pentru Unirea Românilor, a cărui congres de astăzi înseamnă primul certificat public sănătos de naștere.
a cărui congres părtași prin indiferență la propria siluire. Dacă ne declarăm apărători ai națiunii românii, dragii mei, atunci trebuie să ne câștigăm meritul de a vorbi în numele acestei națiuni. Lupta noastră va fi de aici încolo o jertfă continuă, de aceea m-am adresat cu apelativul camarazi. Ori acest lucru nu se poate face decât de mare conștiință prin sacrificiu asumat și preluarea răspunderilor în folosul obștei și nici de cum de clanuri politice și cunoscutele grupuri de strânsură racolate pe interese minore și deloc folositoare națiunii. Țara, după cum simțiți voi toți, a căzut în totală devălmășie. Peste tot doar spaimă și batjocură. Spun toate astea ca să înțelegem încă o dată de ce e nevoie de noi. Este nevoie de o definitivă și irevocabilă desprindere de mentalul reacționar a unui trecut al eșecului continuu, peste tot pe ultimul loc. Uf! Și care ne-a risipit de mai, și ne mai risipește și astăzi puterea și energia națiunii. Trebuie să ne producem propriul destin național într-o Europa a națiunilor, a națiunilor unite, demne și solidare, capabile de a garanta existența și pacea cetățenilor săi. Iată ce se întâmplă lângă noi. Această șansă nu poate sta sub semnul unei opțiuni, ci a unei obligații de conștiință față de viitorul întregii românități. Înțelegeți, întregii românități. Tocmai de aceea ne revine obligația de a genera o altă societate clădită pe legea cea dreaptă, pe buna rânduială și ordinea instituțională, toate fundamentate pe respectul de sine și demnitate națională. Este menirea noastră de sfințenie pentru a întemeia o Românie a zilei de mâine, nu una retardată mereu cu decizii pentru trecut. O Românie liberată de reflexele retardate a unei societăți deformate, pline de metastaze ale implanturilor străine. Este obligația generației prezentului de a lăsa drept moștenie copiilor noștri o țară a bucuriei. A bucuriei. Am uitat să ne bucurăm. A binelui regăsit. A dragostei de viață. A iubirii de semeni. Și nici de cum ceea ce este acum un Maidan de la periferia Europei ori o mahala acelora în tranzit pe la putere. Au mutat mahalaua în centru. Vom reuși numai și numai dacă societatea pe care o simțim toți cum este prin jertfa noastră o să o aducem în firească sa moralitate colectivă. Numai dacă vom fi capabili să recuperăm sever, fie și cu titlul reparatoriu, bogăția hoțită a nației. Trebuie să reîmproprățărim națiunea română cu propria bogăție hoțită, urgisită și aruncată de peste 30 de ani în afara granițelor. Asta se va întâmpla numai dacă noi înșine vom refuza compromisul și vom avea tăria să respingem orice tentație afară de legii. Din această perspectivă, așa îmi place mie să spun, Alianța Românității nu va rămâne doar un recipient de speranțe și promisiuni. Nu, noi vom deveni o certitudine a împlinirilor atât de mult așteptate, un adevărat producător de soluții reale pentru o Românie reală, pentru o națiune vie, adevărată și frumos trăitoare. Oameni buni, noi suntem soluția! Pentru noi, și vă asimilez pe toți empatic cu trăirea sufletului de acum, valorile națiunii nu pot fi nici subiect, nici obiect de negociere. Iar atunci când acestea ne sunt amenințate, așa cum se întâmplă astăzi, nu vom avea nici toleranță, nici iertare. Iubim pe aproapele nostru conlocuitor, în profundă acceptare creștină, îi dăm toate drepturile constituționale, predilect fiind dreptul la identitate culturală, religioasă, lingvistică, indiferent de originea lui etnică, băștinașă sau de proveniență continentală. Dar nu putem accepta dislocarea identității și demnității noastre prin sfidări depravate permanente,
devenită anticamera rasismului, a segregaționismului sangvin și a distrugerii esențelor comunității naturale autohtone. Nu trebuie să admitem surclasarea românității, pentru că, așa cum a spus Eminescu, suntem români și punctum. Această vrednică trudă nu o poate duce la bun sfârșit decât aceea. Și putem amplifica pluralul care, alături de puterea minții, își poartă crucea în suflet. Mulți o au, dar e doar rumeguș. De aceea, frații și surorile mele de credință și neam, trebuie să apărăm familia, națiunea, libertatea de a fi noi înșine, pentru a da puterii sensul dreptății, iar dreptății sensul izbânzii. Pentru noi nu există cuvântul înfrângere, doar victorie. Și atunci când vom gândi în victorie, vom ajunge să schimbăm țara și neamul înspre binele lui, cu fața către Dumnezeu. Cu aceste cuvinte, cei care sunteți aici, toți cei de pretutindeni care ne vedeți și care ne veți auzi pe mai departe, primiți salutul meu de lângă cei trei corifei aleși astăzi, sau chiar patru, că așa se întâmplă. Quadratura trebuie să cuprindă cel puțin patru. De demnitate, cu îndemnul cuvenit de a vă desăvârși lucrarea începută spre lauda domniilor voastre și spre binele celor care îl așteaptă de atâta vreme. Și nu uitați, George, România este și trebuie să rămână a românilor. Cu credința în cauza noastră, vă zic, totul pentru țară, nimic pentru sine. La mulți ani! Mulțumim frumos! O să vină în fața dumneavoastră, la luare de cuvânt, Raluca Amariei de la Sibiu. Aș fi preferat să vorbesc după ce vedem rezultatul votului, dar mă risc și o fac înainte. Vă mulțumesc frumos pentru că sunteți aici într-un număr atât de mare. Mulțumesc dragilor mei prieteni de la secretariat pentru această organizare extraordinară. Am participat la congrese de-a lungul timpului, atât în țară cât și în străinătate, dar nicăieri nu am primit un SMS dimineața să-mi spună: bună dimineața, vă așteptăm la congres, sunteți în rândul 1, locul 11. Bravo, felicitări! Văzându-le pe frumoasele noastre colege în costume naționale, m-a cuprins așa o emoție profundă. Le spun într-una că sunt frumoase și ele se rușinează într-un fel, dar așa este, sunt minunate. Și întotdeauna când le văd îmbrăcate în costumele naționale, mă gândesc la biserică. Astăzi este o zi sfântă, este duminică. Și mi-a venit în minte un îndemn al Sfântului Evanghelist Marcu. Spune așa: toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. De asta, Partidul Aur va câștiga alegerile în 2024. Pentru că noi mergem înainte cu Hristos, pentru că nu este frică și pentru că suntem uniți. Mai avem nevoie de puțin curaj, de mai multă muncă și să eliminăm corupția și impostura, fie ea și din interiorul partidului. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-o acordați. Asta este jertfa noastră, asta este jertfa voastră și sunt convinsă că împreună vom câștiga alegeri în 2024. Așa să ne ajute Dumnezeu, mulțumesc frumos!
Mulțumim frumos, Raluca. Îl invit în fața dumneavoastră pe președintele Senatului Aur, domnul senator Sorin Lavric. Doamne ajută! Mi-amintesc că în urmă cu 20 de ani, când mă consideram buricul pământului și un tip șmecher inteligent, știindu-le pe toate și neputându-se lăsa păcălit de nimic, mi-amintesc că eram la Piatra Neamț și am ascultat o înregistrare audio cu vocea lui Cleopa, monahul de la Sihăstria, și mi-amintesc ce răscolire am putut avea ascultându-i cuvintele. Nu uitați, eram un tânăr adolescent, plin de țâfnă și închipuindu-mi că știu totul, că sunt inteligent, talentat și că viața asta nu va trece niciodată. Și cuvintele lui Cleopa de atunci sunau așa: în fiecare dimineață când te trezești, repetă de 3 ori cuvântul moarte, moarte, moarte. Și abia atunci te poți agăța de fiecare clipă a vieții și abia atunci începi cu adevărat să te bucuri de viață, să te bucuri de viață, ce spunea generalul Chelaru. Eu atunci nu numai că n-am simțit nicio bucurie, dar când am auzit moarte, 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 brusc în mine s-a spintecat ceva și am intuit cât de infimă, efemeră și trecătoare este ființa mea. Și din acel buric al pământului, țâfnos, plin de inteligență și închipuindu-mă extraordinar de talentat, din acel buric al pământului, s-a trezit în mine un glas de spaimă, spunându-mi: Doamne, ce faci Tu cu viața asta Ta? Aveam 30 de ani atunci. Ce vrei să faci cu ea? Ai trăit numai pentru Tine. N-a venit vremea să trăiești și pentru altceva? N-a venit vremea să te așezi în matca unei aspirații? N-a venit vremea ca să dai un sens acestei vieți? Și atunci m-am gândit, ce Dumnezeu de sens să dau acestei vieți în afară de egoismul meu îngust, de tinerel trăind pentru propriile plăceri? Și atunci mi-am zis, hai să fac cultură, hai să fac filozofie. Și am început să scriu, să citesc filozofie. Și unul dintre gânditorii sub influența cărora am crescut a fost un naționalist, dar un naționalist ateu, un naționalist fără Dumnezeu. Acel naționalist este Constantin Noica. Mi-am închipuit că trăind în schemele abstracte, naționaliste, cu dragoste de neam și atât, te poți împlini. Treptat mi-am dat seama că fără Dumnezeu, plecând de la cuvintele lui Cleopa, în fiecare dimineață spune moarte, moarte, moarte și abia atunci încerci să te bucuri, atunci mi-am dat seama că filozofia n-ajunge și că trebuie să faci un pas către altceva. Și acel pas nu poate fi decât sufletul colectiv. Sufletul colectiv înseamnă religie. Asta este religia. Religia înseamnă strângerea la un lot al semenilor unei comunități în numele unei credințe, a unui ideal. Și așa am început să-L descoper pe Dumnezeu. Cu Dumnezeu și cu cultura, după 45 de ani, după 50 de ani, mi-am dat seama că nu pot ajuta prea mult această țară. Făcând doar cultură, mai mult sau mai puțin ateistă, mai mult sau mai puțin religioasă, mi-am dat seama că nu pot schimba decât un număr mic de români din anturajul meu. Și atunci mi-am dat seama că trebuie făcut următorul pas. Aspirația culturală, filozofică nu ajungea. Și atunci din aspirație culturală am trecut la năzuința politică. Și mi-am dat seama că nu pot schimba România decât dacă fac un pas pe care intelectualii de obicei nu-l fac, pentru că sunt plini de ifose, pentru că își închipuie că sunt imaculați și că dacă intră în această lume a politicii, se vor mânji la rândul lor. Întâlnindu-l pe Claudiu Târziu, sub imboldul lui, am zis, trebuie să fac acest pas. Bun, facem acest pas, intrăm în politică ca să schimbăm de sus în jos țara, dar alături de cine? Și așa l-am întâlnit pe George Simion. Și așa am intrat în Aur. Aur este aspirația acelui tânăr adolescent care se considera buricul pământului și care se credea inteligent și talentat și care a trăit trauma provocată de cuvintele lui Cleopa, când mi-am dat seama că sunt trecător. Aurul înseamnă aspirația mea de a mă depăși și de a trăi pentru altceva decât pentru mine, adică pentru această țară, pentru această națiune, dar sub bolta lui Dumnezeu. Și Aur înseamnă voi, alături de care, iată,
am crescut uluitor în ultimii 2 ani și alături de care vom putea schimba moravurile clasei politice și vom putea disloca această clasă politică pe care românii o detestă. Iată drumul meu, culminând astăzi în mijlocul vostru. Aurul este aspirația și împlinirea politică a unui om care nu s-a putut împlini în cultură, în filozofie sau în acea îndrăzneală de ateist de acum 30 de ani. Așa că îmi vine să vă spun, întorcându-mă la Cleopa, de murit murim cu toții, dar până atunci, haideți să înviem România. Mulțumesc! Da, așa este cum spune domnul senator Lavric, aur crește. Și crește pe zi ce trece. N-a fost ușor. Până în alegeri am avut parte de foarte multe piedici. Am avut pe lângă pandemie multe, multe altele. Dar totuși am reușit și cu mai mult decât s-ar fi așteptat majoritatea analiștilor. Iar asta se datorează, în primul rând, membrilor și simpatizanților care au luat țara la pas, caravanei care a mers peste tot în țară, care a ajuns și peste hotare, deputaților și senatorilor care au bătut din ușă în ușă și au vorbit cu fiecare om, pentru că nu puteau să înțeleagă cine sunt oamenii din spatele AUR. Sunt oameni de bună credință, oameni care vor să schimbe țara asta. Și din păcate, nu se auzea nimic pozitiv despre oamenii din AUR. Însă în momentul în care începeau să-i cunoască, aveau surprize frumoase. Sau din contră, am avut noi surprize când ne-am dus în anumite localități și oamenii știau și votau AUR. Cred că acesta este motivul pentru care din ce în ce mai multe persoane se îndreaptă către AUR. Își dau seama că de fapt nu suntem extremiștii care spun că suntem, își dau seama că în spate sunt niște sentimente reale, sunt niște obiective cum ar trebui să aibă majoritatea politicienilor din țara asta. Voiam să vă anunț că în această sală, pe lângă membrii Alianței pentru Unirea Românilor, se află și membrii a 2 partide. Este vorba de membrii Partidului Local Acțiunea Națională Alba și membrii Partidului Inițiativa Otopeniul Nostru din orașul Otopeni. Astăzi vă propunem absorbirea celor 2 partide în Alianța pentru Unirea Românilor, pentru că ei consideră că se regăsesc în valorile noastre. Pentru a vă expune motivele pentru care își doresc să vină alături de dumneavoastră, îi invit în scenă pe domnul Mircea Trifu, președinte la ANA. Bună ziua, vă salut, oameni de AUR, și fiindcă am primit această misiune, m-am gândit inițial că e o pedeapsă să vorbești după domnul general Chelaru, am fost de-a dreptul speriat, vă cer sprijinul celor care aveți draperurile tricolor să mă ajutați să trec peste emoții, să le ridicați puțin, fiindcă atunci când vedem aceste drapeluri, ne înflăcărăm și cu sinceritate putem să spunem toate lucrurile pe care le avem în inimă. Vreau să-i mulțumesc lui George Simion, colegului meu Daniel Rusu de la Alba Iulia, că mi-a oferit această onoare să vorbesc în fața atâtor patrioți curați. Eu sunt născut într-o familie de refugiați din Maramureș, care au ajuns pe meleagurile albaiuliene după o lungă experiență. Și am la baza educației mele o poveste pe care mi-o spunea bunica mea. Atunci când au plecat cu tricolorul la piept și au lăsat totul în urmă ca să trăiască în România.
și o altă poveste despre bunicul meu pe care nu l-am cunoscut și care s-a dus voluntar să moară pentru patrie pe alte meleaguri în al doilea război mondial. Ca urmare, în urma prestației ca și consilier local în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, plin de sentimente patriotice, am hotărât să facem la Alba Iulia un partid care să fie numit simbolic Acțiunea Națională Alba. Este de prisos să vă spun că pilonii noștri coincid cu ai dumneavoastră, o fotografie vorbește mai mult decât orice fel de cuvinte. Am venit astăzi cu sufletul curat ca să o zidim pe Ana la temelia acestei mănăstiri patriotice numită Aur. Și în gest simbolic îi oferă domnului George Simion această placă, să zic, și mulțumesc încă o dată pentru onoarea acordată. Vă mulțumim frumos, domnul Trifu. O să vină imediat domnul președinte al Partidului Otopeniul nostru, Andrei Ionescu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă numesc Andrei Ionescu și sunt președintele Partidului Inițiativa Otopeniul nostru, prescurtat ION. Vreau să-i mulțumesc lui George, lui Claudiu, lui Marius, lui Cosmin și nu în ultimul rând Gianinei, iar lista este lungă, pentru propunerea fuzionării celor două partide, Aur și Ion. Nu sunt un străin de dumneavoastră, participând la fondarea Mișcării România Mare în Europa, invitat fiind de către fratele George, în urma anilor de implicare activă din societatea civilă. La fel ca George, am reușit să străpung sistemul prin forțe proprii, obținând un loc de consilier local la Otopeni, alături de o echipă de oameni inimoși și curajoși cu care am construit acest proiect pur românesc, cu un nume românesc, ION. Astăzi, în această zi simbolică, ce reprezintă o frumoasă filă de povestea noastră, a românilor, prin unirea Basarabiei cu România, prin acest protocol de fuziune încheiat între cele două partide, se unesc de fapt românii sub același steag pentru patrie, sub același nume, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR. Mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc familiei mele care mi-a înțeles destinul și m-a susținut, membrilor și întregii echipe cu care am colaborat la fondarea și construcția ION și vouă, celor prezenți în sală, dar și celor mulți de acasă, un bine v-am regăsit, frați români! Închei prin a-l cita pe marele om politic Nicolae Titulescu, cu care am onoarea să mă înrudesc pe linie maternă, un îndemn de a continua acest drum pentru libertate și suveranitate al românilor. Și chiar de nu voi fi un far, ci doar o candelă ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge. Pentru că m-am străduit să aprind lumina. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Având în vedere propunerile formulate de către președinții celor două partide, vă solicit, prin ridicare de mână, un vot de încredere pentru absorpția celor două. Vă mulțumesc! Voturi contra? Nu. Abțineri? O abținere, două abțineri, trei. Mulțumesc frumos! În continuare, o să-l invit în fața dumneavoastră pe Valeriu Munteanu pentru a prezenta rezoluția națională
a României reîntregite. Stimați colegi, rezoluția Congresului Alianței pentru Unirea Românilor cu privire la reîntregirea României. În aceste zile când sângerosul război, dus de dictatorul Vladimir Putin în Ucraina, ne amintește despre odiosul pact Ribbentrop-Molotov, care ne-a sfârtecat țara, reiterăm necesitatea imperioasă ca națiunea română să se reunească în granițele ei firești. Într-un timp în care Federația Rusă, mereu hulpavă de pământ străin, amenință cu folosirea armei nucleare și tratatele internaționale sunt călcate în picioare, iar statele lipsite de garanții de securitate sunt nevoite să se apere singure, supraviețuirea Republicii Moldova este doar o iluzie. Pericolul invaziei, al ocupației militare ruse și impunerea federalizării, adică transnistrizării, este unul real. Singura soluție de securitate reală pe care o are spațiul Republicii Moldova este integrarea în NATO, iar aceasta se poate face doar prin unirea cu România, unica garanție, singura umbrelă de securitate pentru oamenii din Republica Moldova. Într-o Europa unită este necesară o Românie unită. Este contraproductiv și riscant să avem pe harta Europei două state populate majoritar de români. Republica Moldova nu mai poate rămâne într-o zonă gri, având în spate regiunea transnistreană ocupată în 1992 de Federația Rusă. Este necesar să eliminăm orice risc, amenințare sau pericol care planează asupra fraților noștri dintre Prut și Nistru. Răspunsul nostru la aceste riscuri, amenințări și pericole este unul singur, reîntregirea națională. Toate eforturile trebuie depuse în această cheie. La 28 iunie 1991, Senatul Statelor Unite ale Americii a emis rezoluția numărul 148, prin care hotărăște că guvernul american trebuie să susțină eforturile de negociere a unirii României cu Republica Moldova. Rezoluția este de o importanță crucială pentru recunoașterea internațională a dreptului României și a Republicii Moldova de a se reunifica. Conform declarației Parlamentului României, de la 1 noiembrie 1991, pactul Ribbentrop-Molotov a fost declarat nul și neavenit, ab initio, de Uniunea Sovietică la 24 decembrie 1989 și de Parlamentul României la 24 iunie 1991. Din păcate, consecințele acestui pact nu au fost eliminate și sunt încă în vigoare pentru națiunea română. În aceeași declarație, Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile actului final al conferinței de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice diplomatice. De asemenea, în anul centenarului 2018, Parlamentul României a votat în unanimitate o declarație istorică, unde este stipulat: apreciem ca fiind pe deplin legitimă dorința celor cetățeni ai Republicii Moldova, care susțin unificarea celor două state ca o continuare firească în procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române, și subliniem că acest act depinde exclusiv de voința acestor cetățeni. Declarăm că România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare care ar veni din partea cetățenilor Republicii Moldova ca o expresie a voinței suverane a acestora, fiind fără niciun amestec din afară. Cetățenii Republicii Moldova nu își mai pot permite să aștepte la nesfârșit o iluzorie integrare europeană promisă de guvernanții de la Chișinău. Singura soluție imediată, rapidă și valabilă de integrare europeană este cea a unirii cu România, oferită de Parlamentul României.
cu atât mai mult cu cât aproape jumătate dintre locuitorii Republicii Moldova deja și-au redobândit cetățenia română, iar cealaltă jumătate așteaptă să și-o redobândească, pentru a se putea bucura de toate avantajele unui trai demn în unitate națională și europeană. Alianța pentru Unirea Românilor consideră imperios necesară realizarea la București a unui fond românesc de investiții și integrare pentru achiziția de active din Republica Moldova, companii și participații la companii. De asemenea, interconectarea energetică dintre cele două state trebuie finalizată prin utilizarea gazoductului Iași-Chișinău și construcția liniei electrice aeriene de 400 de kV Isaccea-Vulcănești-Chișinău-Bălți, Iași-Suceava-Gădălin. Noi poduri rutiere trebuie să lege cele două maluri ale Prutului la Cantemir-Fălciu, la Leova-Bumbăta, la Iași-Ungheni și la Viișoara-Bădărăi. A venit momentul ca România să nu mai întrețină financiar guvernările separatiste de esență moldovenistă de la Chișinău, indiferent de numele pe care îl poartă acestea, cu culoarea politică sau de iluziile pentru viitor promise populației. Fluxul de bani și beneficii care au îmbogățit clasa politică din Republica Moldova până acum, în timp ce populația a sărăcit, trebuie tăiat din rădăcină. Guvernanții vremelnici de la București și Chișinău se joacă de retorica în relația dintre cele două maruri de Prut. De la frați au ajuns să se considere prieteni, iar mâine ne așteptăm să se numească vecini. Alianța pentru Unirea Românilor pune capăt experimentelor care au menținut dezbinarea între români în ultimele trei decenii. Unitatea reprezintă o condiție primordială a păcii în regiune și o garanție a stabilității în Europa de Sud-Est. Alianța pentru Unirea Românilor va întreprinde toate demersurile politice necesare pentru dispariția graniței de pe Prut și pentru înfăptuirea unității naționale depline în cadrul Europei Unite și NATO. Basarabia e România. Așa să ne ajute Dumnezeu! Stimați colegi, stimați colegi, mai am o rugăminte, vreau să ținem un minut de reculegere în memoria tuturor martirilor basarabeni care s-au jertfit pentru idealul nostru național și în primul rând pentru făptuitorii Unirii de la 1918, votanții Unirii, deputații din Sfatul Țării care au fost omorâți de regimurile care au succedat, regimurile comuniste din Basarabia și din România. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Gata. Se află printre noi aici, aproape pe loc secund ca delegație numeroasă, diaspora. Și vine în fața dumneavoastră coordonatoarea de diaspora, Ramona Lovin. Rectific. Este cea mai numeroasă delegație, Cristina. Eu nu am pregătit un discurs pentru astăzi, știam că timpul este foarte scurt și nu știam dacă ne vom încadra, așa că nu am cerut să iau cuvântul, nu am pregătit nimic. Dar dacă noi, ca de obicei, ne-am mișcat așa pe repede înainte,
Ne-a rămas un pic de timp și ar fi fost păcat ca cineva să nu vă vorbească despre românii de aur din diaspora, care sunt reprezentați astăzi aici de 77 de oameni. Și aș vrea să se ridice în picioare să-i vedeți. Mulțumim. Ei vin din 9 țări, 9 filiale pe care le avem constituite în diaspora până în momentul de față, dar a noua este Basarabia. Și asta este... Ăsta este, de fapt, marele meu regret, pentru că, deși eu sunt foarte mândră că de un an și jumătate sunt coordonator al acestor filiale din diaspora, nu vreau să fiu coordonator AUR Basarabia, pentru că pentru mine Basarabia nu este diaspora. După cum vă spuneam, nu am pregătit un discurs, dar îmi amintesc că am mai trecut prin momente de astea. Și chiar acum câteva zile în urmă la sediu am găsit adeziunea pe care am semnat-o eu fizic în ziua în care am devenit membru AUR. Era ziua în care lansam filiala AUR Italia. Și atunci mi s-a cerut să vorbesc, pentru că eram puțini, nu avea cine să vorbească în fața oamenilor, reușisem cu greu să strângem în jur de 100 de români acolo la Roma într-o sală și cineva trebuia să îi convingă să se înscrie în AUR. Ori eu nu eram obișnuită cu discursuri politice, nici acum nu prea sunt, și le-am spus că eu m-am înscris în AUR pentru că vreau să văd România mare și pe România acasă. Și deși între timp foarte, foarte multe lucruri s-au schimbat în viața mea, aproape că mi s-a dat viața peste cap, astăzi realizez aici că nu s-a schimbat nimic. Pentru că eu astăzi sunt aici în fața dumneavoastră pentru că vreau să văd România mare și pe România acasă. Și ceea ce m-a adus pe mine și ceea ce a adus pe foarte mulți dintre dumneavoastră alături de acest partid este fost dragostea pentru reîntregirea țării și astăzi, dacă tot am avut ocazia să urc pe scenă, nu pot să închei fără să spun 4 versuri. Trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată mereu, ești floare de dor, Basarabie, ești lacrima neamului meu. Mulțumesc! Da, pentru că noi simțim într-un fel tot ce înseamnă Basarabia. În continuare, pentru adoptarea rezoluției Independența energetică a României și respingerea agresiunii Federației Ruse asupra Europei, va veni în fața dumneavoastră o doamnă deputat originară din Basarabia, Raisa Enachi. Sunt atât de puternice că practic nu se vede nimic în sală. Bună ziua românilor de aici din sală, românilor de acasă și nu în ultimul rând celor din diaspora. Acum 104 ani, făurirea României mari a început cu unirea Basarabiei.
Este responsabilitatea noastră să rămânem uniți în gândire și în suflet, căci numai așa vom putea realiza scopul nostru comun, și anume unirea în vechile hotare. Trăiască România Mare! Astăzi, în această zi deosebită, istorică, felicitări tuturor care și-au găsit timp și-au venit aici. Și tot mie îmi revine astăzi marea onoare să dau citire rezoluției privind independența energetică a României și respingerea agresiunii Federației Ruse asupra Europei. Având în vedere politicile de mediu falimentare promovate de birocrația de la Bruxelles și șantajul energetic pe care Moscova îl face în aceste zile asupra statelor Uniunii Europene, pericolul lichidării firmelor cu capital românesc, al distrugerii economiei naționale din cauza speculei și înțelegerilor monopoliste de pe piața energiei, dar și a politicii guvernului, pericolul pierderii a sute de mii de locuri de muncă, sărăcia românilor și pericolul pierderii locuințelor din cauza facturilor la utilități, imposibil de achitat din cauza prețurilor aberante, punerea în pericol a existenței întregii infrastructuri sociale, culturale, educaționale, spirituale, prin emiterea de facturi la gaze, electricitate de zeci de mii de lei lunar către școli, grădinițe, creșe, cămine de bătrâni, muzee, locașuri de cult, care sunt puse astfel în imposibilitatea de a-și continua activitatea. Alianța pentru Unirea Românilor solicită imperativ tragerea la răspundere a celor care au promovat majorarea artificială a prețurilor la energie și la gazele naturale. Revenirea imediată pe o perioadă determinată până vor apărea condiții de concurență reală la piața reglementată, atât în sectorul energiei electrice, cât și în cel al gazelor naturale, prin limitarea substanțială a marjelor de profit. Comasarea principalilor producători în sistemul energetic care au capital majoritar de stat. Repunerea în funcțiune, fără întârziere, a tuturor capacităților de producție a energiei electrice, inclusiv a celor pe cărbune, și demararea de urgență a unor investiții în tehnologii moderne care reduc semnificativ gradul de poluare. Finalizarea în regim de urgență a tuturor investițiilor începute în capacități de producere a energiei electrice. Construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și de noi hidrocentrale pe râurile Siret, Mureș, în zona Lipova, și Someș, în zona Dej. Deschiderea în cel mai scurt timp a exploatărilor de gaze naturale în perimetre noi pentru a putea compensa imediat volumele importate din Federația Rusă. Crearea în regimul prioritar a cadrului necesar pentru exploatarea eficientă a gazelor naturale din Marea Neagră în interesul poporului român. Utilizarea gazelor naturale din Marea Neagră ca sursă alternativă de energie la gazele rusești și susținerea prioritară a unor programe de sprijin pentru crearea condițiilor ca aceste resurse să fie absorbite de piața internă, cum ar fi extinderea rețelelor de distribuție sau industria chimică. Demararea imediată a unor proiecte de investiții în capacități noi de producere a energiei electrice și sprijinirea activă a unor astfel de proiecte. Modificări în legislația de producție a mediului pentru a nu mai permite unor organizații și persoane aflate în slujba unor interese străine să blocheze în instanțe construcția unor hidrocentrale finalizate în proporție de peste 90% sau a unor segmente de autostrăzi. La nivel european, România trebuie să renegocieze de urgență păgubosul plan de reziliență și redresare, iar instituțiile europene trebuie să regândească piața internă de energie
pentru a nu mai putea fi șantajați de alți actori externi. Păgoboasele planuri Green Deal sau Fit for 55 trebuie oprite de urgență și înlocuite cu programe serioase de protejare a mediului care includ activitatea umană ca o normalitate. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu! Mulțumim, Raisa! S-a terminat numărarea voturilor. Supunem la vot adoptarea celor două rezoluții, atât cea a lui Valeriu Munteanu, cât și a Raisei. Mulțumesc frumos! Voturi contra? Abțineri? Vă mulțumesc frumos! Îl invit în scenă pe președintele Comisiei de Numărare a Voturilor, domnul Laurențiu Pleșu, pentru a vă prezenta rezultatele consemnate în procesul verbal. Rezultatul votului pentru alegerea forurilor de conducere naționale ale partidului. Au fost distribuite un număr de buletine de vot, numărul de buletine de vot distribuite delegațiilor prezenți a fost de 832. Numărul total de buletine de vot care s-au regăsit în urne au fost 832. Numărul de voturi valabile exprimate, 822. Numărul de voturi nule, 10. Pentru moțiunea propusă de către domnul deputat Dănuța Elenei au votat 38 de persoane. Iar pentru moțiunea propusă de domnul deputat George Nicolae Simion au votat 784 de persoane. Partidului Alianța pentru Unirea Românilor este invitat pe scenă. Îi invit alături de mine pe membrii Biroului Național de Conducere și Consiliului Național de Conducere. Am trăit doar cu speranța, cu plătire, cu tezanța, dar vii un cer fără de nori. Stai de veche și ia seama, să nu-ți fuie alții vama, cum s-a mai întâmplat de atâtea ori. Nască numai cel ce har are, tare naște curățit prin jar. Din cenușa ai proprie și din propriu-i scump.
ca și mâine, purul și acum. Fie să renască țara românească, astăzi ca și mâine, pururi și acum. Vă mulțumesc din suflet. O să mulțumesc celor care au făcut un mare sacrificiu acceptând invitația noastră de a fi parte a echipei de conducere a Alianței pentru Unirea Românilor 2022-2026. Vă mulțumim și vă aplaudăm! O să fac o serie de anunțuri acum legate de formula în care Alianța pentru Unirea Românilor abordează alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale, alegerile europarlamentare și alegerile locale, care din ele vor avea loc în 2024, care din ele vor avea loc mai devreme, sperăm noi, pentru că a noastră campanie Jos Iohannis trebuie să rezulte până la sfârșitul lunii mai în debarcarea primului turist al țării și în scăunarea unui președinte adevărat pentru țara noastră. Am vorbit în rezoluțiile pe care Congresul din 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu țara, le-a înaintat despre frații noștri din Basarabia, despre securitatea energetică a țării, despre războiul din Ucraina. Vreau să vă zic că în interiorul țării avem un alt război care trebuie oprit de urgență. Este războiul româno-român. Trebuie să facem pace între noi, trebuie reconciliere națională, dar niciodată cu cei care au furat, au jefuit și au îndatorat România. Avem nevoie să îi apreciem pe toți ai noștri și pe toți cetățenii României. Duminica trecută am participat la un eveniment trist. A plecat la domnul, colegul nostru care, dacă nu pleca prea devreme dintre noi, era aici pe scenă, domnul Lucian Feodorov. I-am spus atunci să ne ajute de acolo de sus și că rămâne mereu în inima noastră. Am fost la Botoșani, în sânul comunității Lipovenești, de unde domnul Lucian Feodorov făcea parte. Domnul Lucian Feodorov era un bun cetățean al României și era un etnic lipovean. Iar primul mesaj al meu, în calitate de președinte al Alianței pentru Unirea Românilor, este către toate etniile din România, către toți etnicii, maghiari, romi, lipoveni, tătari, turci, bulgari, sârbi, suntem frații voștri, suntem bucuroși că sunteți cetățeni fideli ai României și ne bucurăm să ridicăm împreună din propria cenușă de acum înainte România și ne bazăm pe voi și le mulțumim tuturor votanților AUR care sunt etnici maghiari, etnici romi, lipoveni, tătari, turci, bulgari, sârbi și așa mai departe. Vrem să trăim într-o Europa unită a națiunilor în care fiecare națiune să-și găsească locul. Iar eu cred că, spre deosebire de țările vecine, Serbia,
Ucraina, Ungaria, Bulgaria, România este un model de apărare a drepturilor minorităților. Și vreau să mulțumesc tuturor etnicilor care sunt fideli statului român. Vă spuneam că există un război între noi și în aceste luni războiul se poartă împotriva întreprinzătorilor români, se poartă împotriva tuturor celor care produc ceva în țara noastră. Mă uit în sală și îl văd în dreapta pe Mugur, un prieten al nostru bun, care a venit către noi cu o platformă de merit, cu o platformă open source, în care să folosim tehnologia modernă pentru a construi ceea ce se vrea, o mișcare pentru națiunea română. Mugur este antreprenor și a suferit foarte mult pentru că restaurantele și localurile pe care el le are au fost închise abuziv de către un stat cu apucături dictatoriale. Ca Mugur sunt mulți alții. Am și încurcat cu cravata asta, am fost să-mi iau un costum pentru congresul de astăzi și mi-a povestit Alina cum croitoria pe care o conduce merge din ce în ce mai prost. Și Alin de la Suceava, care aduce cea mai mare sumă la bugetul țării din sectorul transporturilor, pentru că avem 10.000 de șoferi de camion care nici duș nu fac pentru că nu au unde, care dorm în cabină și care aduc bani în țară. Și transportatorii români sunt puși pe butuci de un stat inexistent, dacă nu anti-românesc. Va trebui să avem o guvernare de aur și un președinte de aur care să iubească românii și să se fotografieze și cu ei. Nu doar cu soția la golf, la schi și în vacanțe. M-a sunat ieri Traian, care este proprietarul unei firme de construcții, și mi-a spus că are contracte și în privat și în stat și vrea să renunțe la toate, pentru că la felul în care au crescut prețul materialelor de construcții, el, Traian, cu o cifră de 10 de milioane de euro, nu mai poate să execute respectivele contracte. Pentru că au pus pe butuci combinatul de oțeluri speciale de la Târgoviște, pentru că de lemnul nostru, în loc să profităm noi, românii, profită Schweighofer și ceilalți prieteni a lui Klaus Iohannis. Avem un război economic împotriva antreprenorilor români, iar până ca aur să ajungă la putere, trebuie să îi protejăm. Și la fel cum am oprit legea care limita la 5 numărul de porci din gospodărie, la fel cum am oprit blestematul certificat care ne fura libertatea, va trebui să oprim cu orice mijloace acest război și să oprim instituțiile statului să facă abuzuri și să penalizeze antreprenori români. Le mulțumesc celor 76 de delegați care au venit din Europa de Vest și din America pentru a fi prezenți la lucrările Congresului. Mulți dintre ei au venit acasă, unii au încercat să-și facă afaceri aici și au fost speriați și trimiși înapoi la muncă să producă bani pentru sistemul care ne-a îngenunchiat. Au fost speriați cu controle, cu birocrație și cu lipsă de implicare. Noi suntem soluția pentru toți oamenii care vor un viitor
acasă. Pentru toți oamenii care nu și-au pierdut speranța, există Alianța pentru Unirea Românilor. Iar moțiunea pe care o avem, România bogată, creștină și democrată, vine să dea soluțiile pentru problemele nerezolvate ale României din ultimii 32 de ani. Camaradul meu de luptă, cel cu care am pornit Alianța pentru Unirea Românilor, Claudiu Târziu, este coordonatorul comisiilor noastre de specialitate și coordonatorul Consiliului Național de Conducere, care sectorial va da soluțiile, cum zicea domnul general Chelaru, pe fiecare domeniu de activitate. Nu sunt necunoscute, nu sunt surprize, le știe toată lumea. În rezoluția noastră privind energia, în care ne-am specializat în ultima vreme pentru că trebuia să înțelegem ce se întâmplă, am scris lucrurile de bun simț pe care le știe toată lumea. Și așa a zis a stângă și așa a zis a dreaptă, dar nu au voie de la stăpânire să le aplice. Pentru că traderii de energie, pentru că distribuitorii de energie, pentru că cei care fac profit de 200% de pe urma vânzării de energie au cotizat la acele partide. Și încă o dată apreciez că sunteți aici pe banii voștri, plătind voi închirierea sălii și toate celelalte cheltuieli, plătindu-vă fiecare cotizația de membru, că nu știu unii și alții cum ne organizăm noi, ne organizăm prin efortul fiecăruia dintre voi și prin tinerii minunați care nu sunt decât în mică parte aici pe scenă, deși avem o medie a noului organ de conducere de 37 de ani, probabil cea mai mică medie dintre toate partidele politice, dar mai sunt mulți tineri acolo care au lucrat pentru această reușită și le mulțumesc. Le mulțumesc și celor care... Și haideți să le mulțumim împreună. De azi înainte, Alianța pentru Unirea Românilor nu mai are nici o zi de pierdut. Fiecare om prezent aici pe scenă și fiecare dintre voi, nucleul dur, nucleul de bază al partidului, trebuie să lucreze ca să dea țării președinte. Anunț oficial și doresc să supun la vot în cadrul Congresului formula prin care Alianța pentru Unirea Românilor va candida la alegerile prezidențiale preconizate pentru luna decembrie anul 2024, dacă nu vom avea alegeri anticipate și dacă actuala coaliție originară din Partidul Comunist Român, originară din FSN, care este același Partid Comunist Român, doar cu Nicolae și Elena Ceaușescu împușcați, care s-a transformat mai apoi în Uniunea Social-Liberală și care a fost adusă iar la putere de un președinte slab care se temea pentru scaunul lui, nu vor face ca aceste alegeri să nu mai aibă loc sau să aibă loc sub o formă în care să convină partidelor sistemului, combinate, cum ați văzut, cu alegerile locale. În turul 2 de alegeri, candidatul susținut de Alianța pentru Unirea Românilor trebuie să fie candidatul care are cele mai mari șanse să ocupe fotoliul de la Cotroceni. Nu ne mai permitem să avem experimente
forțate și jocuri de culise, cum am avut, de exemplu, la ultimele alegeri prezidențiale, în care singurul motiv pentru care au inventat-o pe acea doamnă în turul 2 este ca să-i prelungească vacanța la Cotroceni lui Klaus Iohannis. De aceea, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor va fi ales de către toți românii prin vot deschis pe model occidental. Toți românii vor fi așteptați în luna mai 2023 să își aleagă favoritul din rândul celor care se înscriu, începând cu ziua de astăzi până în data de 16 mai, la alegerile preliminare pentru susținerea candidatului de către Alianța pentru Unirea Românilor. S-au rostit multe nume. Vă invit și pe voi, cei din sală, să încercați. Acest om nu trebuie să fie neapărat membru de partid. Bineînțeles că ne-ar onora ca din sânul nostru să dăm țării viitorul președinte. Dar asta doar românii o pot face. Este foarte important ca noi, cotați cu cele mai mari șanse să avem candidat în turul 2, să alegem persoana cu cea mai mare aplecare la nevoile românilor și cu cele mai mari șanse în al doilea tur de scrutin. De aceea, începând cu 16 mai 2022, vă propun să începem seria de dezbateri prezidențiale cu toți cei care doresc să se înscrie în această competiție și întrunesc criteriile de eligibilitate și întrunesc minimul de popularitate să pornească în acest drum. 70% dintre români nu mai merg la vot. 70% dintre români sunt dezamăgiți de clasa politică. De aceea, apelul nostru către fiecare român este să fie noul președinte dacă are abilitățile și convingerea necesară. De aceea vă supun la vot procedura de alegeri a candidatului Alianței pentru Unirea Românilor la viitoarele alegeri prezidențiale. Cine este pentru? Majoritate. Avem împotrivă? Voturi împotrivă? Deci de-abia l-am primit în aur și eu. Abțineri? A fost adoptat. Vă mulțumesc și vă invit fraților și surorilor mai departe să participăm la un concert pentru românii noștri din Cernăuți și românii noștri din Botoșani, care va avea loc la sala Palatului. Încrederea voastră înseamnă enorm pentru mine. Sunt mândru de Claudiu, de Sorin, de Marius, de Cristi, de Raluca, de cealaltă Raluca, de Gianina, de Ina și de toți oamenii care sunt aici, în stânga și în dreapta mea. Țineți minte că de acum înainte nu mai trebuie să câștige stânga și dreapta alegerile, mai trebuie să le câștige și românii. Trăiască România mare, trăiască România creștină și democrată, așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. O să invit echipa de conducere pentru o poză. Am înțeles. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezența la acest congres și să declar închise lucrările congresului.
și mâine.